Bă, ce faci, mă, tâmpitule? Ce-a fost cu frâna aia? Jigoasă. A, păi sunt și ori. Never mind, am încercat să fac o manevră jegoasă și s-a întors împotriva mea. Respect mie, ce să mai... Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Need for Speed Most Wanted. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Haideți să continuăm cu câteva curse astăzi, vreau să fac 3-4 curse, să vedem cât de multe putem să facem, poate vine și poliția peste noi și da, am rămas în continuare cu Fiatul meu Punto, n-am ce face. Trebuie să mai aștept puțin. Asta e, nu-i bai. Nu-i bai deloc, fraților, pentru că o să-i bat pe ăștia. Sunt niște păcălici oricum și jumătate. Cu mașina mea stoc. Tank pe jumătate. Pleacă-mă de aici. Sunt 3 tururi, sper să fie foarte rapide tururile, că altfel mă super rău. Ieși acasă, mă, ieși acasă și tu. Așa. Oh, ce mă împinge ăsta? Jucăm murdară. Hai pe aici pe scurtătura asta, că pare destul de mișto și ne ajută. Dar văd că inamicii noștri de moarte să țin aproape. Să țin chiar foarte aproape. Nu mă așteptam. Ne trebuie upgrade-uri pe mașină. Chiar ne trebuie upgrade-uri, că suntem sărăci și rău de tot. Nu mai schimb camera, las-o așa. Data trecută am luat un jeton să ne ajute să scăpăm de poliție și bani. Sunt buni banii, dar nu știu ce mașină să cumpăr. Mă mai gândesc. Mai strângem bani și după aia vedem. Cred că pe aici e mai bine, chiar dacă suntem pe contrasens. E mai aproape. Se simte. Opa! Păi stai, fratele meu, că nu e așa de scurtă cursa, precum credeam. Ăsta a fost doar un tur, vă dați seama? Mama mia. E jale atunci, mi-e frică deja. Hai că nici n-am 200 la oră, nici nu. Sfântătele mea, era să mă betonez în mașina lui ăla. Băgați-vă copiii în casă, că trece un nebun pe străzile voastre. Așa, tot pe aici. E prea mișto scurtătura, ca să nu profiți de ea. Asta vrea scandal. Ce vrei, mă? Bă, băiatule, calmează-te. Stai pe Cileanu, că n-avem noi stres cu tine. Asta e Audi. Ce Audi dubios, ce marca e asta? Audi ce? Model? Audi A6. Cu climă bizonică. Stai, mă, broachere, ce te bagi așa în fața mea? Îți pute mașina fie în live-i. Stai acolo în spate, că stai bine și nu stai pe mărăcine. Ăla-i. Frumos. Executat. Recordul meu de viteză cred că e 225. Vă dați seama? Cu Fiatul meu Punto stock. Să-i ferească Dumnezeu pe ăștia când o să-mi iau eu o mașină mai bună, pentru că o să-i las în spate rău de tot. Dar ce diferență, frate, de ai. Îi rupeam data trecută pe ceilalți și acum ăștia se țin relativ aproape. Ceea ce e bine. Nu mă supăr. Foarte bine, frate. Ah, nu. Oh my god. Băi, turbez. Iată. Ce ai făcut, mă, sărăcio? Bă. Poftim? Ok, cea mai decăcat treabă posibilă. Nici nu mi-am distrus șansele de a mai câștiga cursa asta, nici nu. Ce să mai fac, frățioare? Că sunt în urmă rău de tot. Cum să-i mai prind eu pe ăștia? L-am prins pe Panorama asta, dar...
Bă, ceilalți clar nu mai avem ce să ne mai facem. Și nu sunt nici amândoi aproape. Hai, mă, mașinuțo! De fapt, nu, ne rugăm la aia să... să facă accident, să facă ceva, nu știu, orice. Trebuie să recuperăm cumva. Hai, mă, frate. Hai că poți. Am recuperat atâta. Încă se poate. Hai, 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 hai. Hai că poți. Hai că poți, statageo. Bun, bun, bun. L-am prins puțin din urmă, aoleu. Asta e, mamă, recuperarea secolului, dacă mi iese. Ce faci, mă? Rușine. Rușine. Ah, nu mi-a ieșit. Am încercat să-l împing mașina aia, să stau și-o liniștit. Oh my god, ce comeback nebun am avut. Nu renunțăm. Așa. 5-0. Ah, asta știu, asta știu. Că pot să dărâm chestii și să cadă pe polițiști. Srați polițiști și-o iau rău de tot. Locații, nu, hai să intrăm direct de la căsuța noastră sigură. La 40.000 de dolari o să mă uit să văd ce pot să cumpăr. Asta e cursă de sprint, îmi place. Me gusta. Aha. Ce mașină de hipsterime avem. Băi, Bacovia, potolește-te că nu e chiar așa. Zi-l mă, ta să-mi dea banii înapoi. Plouă. Plac particulele de ploaie pe asfalt. Mamă, ăsta cu mașina lui tunată, cred că o să ajungă ultimul. Place audio ăsta cum arată. Cu aripa lui. Spoilerul. Nu arată rău. Chiar deloc. Încă îmi place. Ok, asta fiind cursă de sprint, trebuie să se termine repede, nu? Logic. Deci hai să nu mai facem tâmpenii ce am făcut mai devreme. Să zicem noi, hai că poate încerc o șmecherie nouă cu scurtătura. Nu, boss, stai cu minte. Nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala. Da, am văzut, am văzut-o pe aia. Interesant. Dar, ăla chiar a profitat de ea. Și a recuperat ceva, dar nu suficient de mult, pentru că asta e cursa noastră, mă, n-aveți voi ce căuta la locul întâi, nici măcar să mirosiți. Ce? Hai că nici nu m-a lăsat în urmă cu un an ăsta. Nici nu. Bă, băiatule, potolește-ți racheta aia că iese urât. Mamă, nu-l prindem pe ăla. Fii atent cât de tare se duce cu audio-ul lui. Foai de capul meu, nu cred. Mamă, cât se ține de șmecher. Să sperăm că nu e la fel de bună pe spații mai scurte, mai strâmte. Aha. Mamă, 67%. Ok. Hai, scurtătură. Asta merge, e ușor de luat. Ce? Altul acum. Bă, băiatule. Stai cu minte. Stai cu minte că te bat. Nu e momentul pentru accident. Da, după cum vedeți, ne chinuim. Ne chinuim serios. Asta nu mai e mașină de încercat să câștigi cu ea curse și cică și din prima. Mhm. Și alte glume bune pe care poți să le spui prietenilor tăi. Măcar demonstrăm că suntem zei pe Most Wanted. Și am făcut și un comeback mișto. Dar trebuie să băgăm banii în mașină nouă. Și nu, nu o să-mi fac upgrade-uri pe Fiat Punto. Ați nebunit? Ce aveți? Ați căzut în cap. N-are rost. În schimb, o să mai băgăm încă o cursă. Și încă una. Sau nu? Am 28 de mii. Bă, dacă mai câștig o cursă, sunt tare ea. Ceva să fie epic. Cash reward. Păi toate sunt de 2000 de dolari. Ok, atunci. Bagă mare. Să nu fie ceva așa OP cum era ăla.
Mi-au tremurat puțin chiloți împotriva lor. Poate ăștia nu or fi chiar așa de șmeche. Și o să am puțin bulan și gata. Am câștigat șmecheria asta de cursă. La o parte. Ăsta are tot Fiat Punto, nu? Ai că am înțeles. Tank versus tank, nu? Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Ce ai făcut, mă, bobiță, mă? Iar ai băgat boabe. Hai, dă-te în coaja, mătică. Știi că nu suport tancurile. Nu-mi suport nici mașina mea, dar să mai văd una ca mea. Unde este originalitatea, domnule? Hai că mă țin după asta. Sau nu? Uoleu, ce obsedat, mamă. Potolește-te, mă, golănaș de apă dulce ce ești. Mașina ta tunată la Nea Vasile după colț. Bun. Intraxum în depășire. Bun, 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 bun. Ce ai făcut, bobiță? Dăm peste poliție. Ia uite poliția. Nici nu e poliția în față. Sunt două mașini de poliție. Și acum am spui că trebuie să scap și de ei. Poate că e bine că îi mai ține pe aia ocupați cât de cât. Nu știu. Wow. Logic, sunt un infractor căutat și periculos. Fiatul meu, Punto, am făcut un bounty de... Moare Franța. De ciudă. Ciudoșii. Să moară ciudoșii de ciudă. Ciudat de Mexico. Ce asta? Trăiți ar familia să străiască. Noroc că au făcut și ăștia accident. Panorame ordinare. Vor să mă bage la pârnaie, la răcoare. Doar pentru că mă plimb și-o liniștit cu mașina. N-am omorât pe nimeni. Încă. În episod de astăzi. What? Ce? Au trișat! Au trișat, ai naibii, ia uite. Iau voie să meargă pe scurtătură. Trișează rău. Mă rog, măcar se vede scurtătura. Hai, locul 1, numai 1. Și nu mai fă nici pe nebunul. Am intrat în forță. Stai așa că știu cum să scap de ei. E aici la dreapta. E ceva frumos. Hai, parcarea de la stadion. Haideți, haideți copiii mei. Cu tupeu, așa. Ăla-i, am făcut și-o 7000 bounty. Și nu mai plec în altă parte. Aici rămân. N-am chef de ei. Ce? M-au găsit? Cum naiba? Bă, ești nebun. Pleacă-mă, cum ai venit aici? Ai al șaselea simț. Fii naibii de patruped. Hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici. Hai că nu vreau să mă prindă ăștia. Așa, bravo. Perfect. Scăpăm și mergem aici. Mi se pare că e un loc în care poți să te ascunzi mișto. Sau nu? Never mind. Sunt prins aici, pe stadion, frate. Oh my god. Proastă idee. Hai că poate mă arestează ăștia în episod, ar fi aiurea. Și am făcut bounty mare fără să vreau. Deci chiar fără să vreau și ăsta se adună, culme. Wow, ce încerci, mă, să faci? Firar. Ok, atunci hai înapoi pe stradă. I-am făcut manevra de polițist. Polițistului. Îți place să te joci cu focul, am auzit. Și mai vin. Frate, am distrus 6 mașini de poliție, ce mai vrei? Sau 9, aparent. Mai multe. Nu? Parcă aia înseamnă. În fine, noi bai. Mergem tare pe autostradă și poate scăpăm de ei cu Fiatul nostru. Fiabil. Da, s-o crezi tu?
Să crezi tu că merg pe la bariera voastră? Bariera de control. N-au ce să-mi facă măsărăcile astea. Opa. Eu scăpasem de ei, dar... Na. Lasă, că oricum nu-mi place. N-am unde să mă ascund aici. Gata. Aici cred că o să fie ceva frumos. Hai mă, lăsați-mă în pace, gata. V-am bătut. V-am dat la joale. Lăsați-vă de meseria asta, că nu-i de voi. Față e un loc în care să ne ascundem, dar deja e prea târziu, nu mai. Am scăpat, frate, gata. Bounty de 18.000. Ați avut și puțin spectacol. Aparent, dacă ai atâta bounty și mai faci și curse... Ziceam că nu fac curse cu poliția des, dar... Facem fără să vrem. Taz. I-am atras atenția. Da, dar e prea devreme, nu vreau să-l bat acum. Vreau prima dată să... Nu. Mai facem o cursă, sau chiar două, dacă se poate. Și ne cumpărăm și o mașină nouă. Lap knockout. Ai, presim că o să fie greu. Chiar presim că o să fie grea cursa asta. Nebunie totală. Hai. Haideți, băieții mei, să vă văd ce puteți. Sunt la coadă, nu e bine. Totuși, s-ar putea să fie mai bine pentru mine, că nu cred că se controlează așa rău mașina pe zonele astea șerpuite. Vedem. O leacă de turning facem și noi, dar v-am zis, trebuie să strângem bani. Nu mă arunc așa cu banii aiurea. Că n-are rost. Boom. Ăla-i, tati, ăla-i. Respect. Așa, bun, intrăm frumos în depășire. Ca băieții șmecheri. Ăștia din față fac accidente, că sunt vai de capul lor. Hai mă, mi-a scăzut din viteză, că am intrat în copaci. Protejați natura. Wow. Hateri. Numai hateri pe aici. Dar ce naiba copaci sunt ăștia? Sunt pitici de grădină. Ok. Și cât de lung e turul de circuit, fratele meu? Că e ceva. Ce faci, mă, tâmpitule? Aoleu, vrei să ne omori pe amândoi? Hai, stai cu minte că nu mă depășești. Poate nu acum. E strânsă cursa deocamdată, dar am intrat în primul tur pe primul loc. Ceea ce nu-i rău. Hai. Încă doi mai am de bătut. Bă, mai bine. Mai bine așa. Sau tot la fel. Adică depinde ce preferi, să omori un om nevinovat sau să zbușești tu mașina. Bă, ce faci, mă, tâmpitule? Ce-a fost cu frâna aia? Jigoasă. A, păi sunt și eu. Never mind, am încercat să fac o manevră jigoasă și s-a întors împotriva mea. Respect mie, ce să mai... Am la o parte. Ah, nu mai intra peste indicatoarele astea că te rup la viteză. Te nenorocesc. Așa, ia uite ce frumos e acum. Bun. Altceva. Și te bagi, mă, în față, fraiere. Stai cu minte acolo, stai parcat. Așa, asta e o scurtătură decentă. Nu se supără nimeni că am călcat iarba cu mașina. Trăiesc în ilegalitate continuă. Așa, uite, e scurtătura aia, dar aparent nimeni nu merge pe acolo și
Sincer, dacă nu am mers acum, nici că merg în turul 3 pentru că mi-e frică să nu fac vreo tâmpenie. Holy shit, 200 la oră. Sincer, mă mir cum rezistăm cu cursele astea. Cam complicat. Hai mă, ce vrei? Mai devreme te-ai apropiat de mine și am făcut accident. Talismanul meu norocos. Stai în spate, acolo ți-e locul. Locul 2. Ah, firar. Mă face să intru în stația de autobuz al naibii. E, și acum să te ții. Hai, fără tâmpenii. Știu că merg pe contrasens, asta e viața. Te-am pupat, fraiere. Haha. Hai, încă puțin mai avem. Puțin, puțin tel. Scurtătura Blanao. Hai mă. Am intrat într-un copăcel, dar nu contează. Merge, se putea mult mai rău. Hai mă, că am mers pe scurtătură, știu, sunt puțin nebun, dar asta e viața. Cred că te ajută mult. Nu? Oh my god, dar scade și viteza și... nu prea s-a meritat. Și acum stau cu frică, ești nebun? Ia-l. Am scăpat. Dacă nu mă bușeam ca fraierul la sfârșit, era mișto. Dar așa, am stat cu emoții până la final. Ok, hai înapoi la safe house. Și să mai băgăm ultima cursă. Așa e frumos. Terminăm și noi toate cursele de aici. Circuit. Boom. Boom shakalaka. Ce se flexează omul cu Fiat Punto-ul lui. Babalic în aerul. Nu sunt eu în apărarea mea, o să-i arăt cum se face. Hai că ați omorât-o pe escafereața nebii. Ce țăruși sunt ăștia din fața mea. Ah, trebuie să-i prindem. La o parte. Bun. Ăsta e unul. Am scăpat de el. Gata. Următorul. Mamă, ăsta pe autostradă cred că o să ne rupă fâșul. Cu mașinuța lui teleghidată. Pe baterii Duracell. Cursă de circuit cu doar două tururi. Păi... mi-ai gust atunci. Normal că o să câștigăm mai rapid. Credeam că o să fie 3 tururi. Și văd că majoritatea traseului e pe autostradă, deci viteză Blanao. Drept în față cât de tare se poate. Ia. Haha. Haha. Ușor. Ușor cu traficul. Băi, cam rup. Sincer. Să nu facem vreo tâmpenie. Da, și logic, această cursă e mai lungă. Asta e viața, frate. Hai, hai. Hai că n-am făcut cine știe ce. Am vrut să nu... intru în astea pentru că îmi scade viteza rău. Și nu-mi permit. Dacă aveam mașină mai bună, îmi permiteam, da, așa. Mersi, dar nu mersi. Ha, mă, ce faci? Calmează-te. Bun, ăsta e primul tur. 2 minute. Încă 2 minute și un pic și gata. E cursa noastră, fraților. Mamă, ești nebun? Data viitoare începem direct cu rivalul. Mișto așa. Și oricum nu o să-l bat cu Fiat-ul ăsta. Clar nu o să-l bat. Trebuie să schimbăm mașină. Trebuie să ne luăm ceva super epic. Sau aș putea să pun o părticică de performanță pe ea. Îi fac un upgrade micuț. Micuț de tot. Și după aia
deblocăm alte mașini, probabil, dacă îl batem pe TAS și cumpărăm atunci mașina serioasă? Nu știu. Sunt cam chitros cu banii și mă gândesc cum ar fi mai bine. În fine, nu-i bai. Hai să câștigăm cursa asta și după aia mai vedem ce-i de făcut. Ne uităm în magazin. 5 secunde am în față. Bă, e mult. N-au cum să mai recupereze ăștia atât de mult. Decât să nu fac eu vreo tâmpenie. Și n-am făcut. Dar aparent au recuperat ăștia. Nu știu prin ce miracol. Axum, dieta ta. Hai mă, hai mă, hai mă. Ei, am dărmat un stâlp, se putea și mai rău. Se putea mult mai rău. Ușor, aoleu, ce aproape a fost. Nu, dacă intram în ăla, eu pierdeam cursa, clar. Nici nu se punea problemă de așa ceva. Dar așa, am câștigat. Bun. Fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Pa, pa!